Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video nou despre bursa Coinberry, unde se dă 200 de dolari în total. Deci, invitând 10 oameni, putem face 200 de dolari. Pentru o persoană, primește 20 de dolari. Bursa este destul de simplu, cum văd. Eu încă n-am făcut înregistrare, vreau să fac acum pe view online, cum se spune, ca să vedeți pașii care eu îi fac. Căci în rus am multe video făcute, unde oamenii văd ce pași fac, dar în română mai puține. Deoarece pot numai o dată face acest lucru, nu pot să arăt mai multe ori. De ce? Că prefer să fac o dată înregistrare, că dacă facem a două sau a treia, de obicei pentru asta ne blochează. Deci, în spațiu liber introducem un e-mail al nostru, care trebuie să vină un mesaj. Apăsăm pe butonul acesta oranj. Unde vedem că s-a deschis o astfel de pagină unde scrie despre cei 200 de dolari. Acum, aici sunt pașii. Unde avem linkul nostru de referal. Care îl copiem și îl dăm la cunoscut. Putem folosi pentru a trimite mesaje pagina noastră Facebook, de pildă. Unde scriem ceva de genul ia, de pildă, 200 dolari, dacă dorești. Deci, pentru ca acești 200 dolari să-i primești, clar că trebuie ceva de făcut. Și acești pași sunt indicați. Deci, pentru două persoane primim 20. Pentru 3 persoane deja avem 40 și dacă avem 10 invitații, avem 200 de dolari. Deci maxim 200 de dolari ce se poate făcut. Deci tot lucru, deci nu nimic e ce complicat. Dacă aveți în Twitter oameni, în LinkedIn, Reddit, Telegram, în WhatsApp sau direct pe e-mail. Puteți să trimiți mesaj. Alegeți o metodă care vă este comodă și invitați oameni. Aici este un buton dacă dorim să cumpărăm monete, dar nouă nu ne trebuiește. Bitcoin. Deci și uitați-o, se creează cont. Pentru asta, introducem încă o dată e-mailul nostru și o parolă care noi o dorim. Minimum 6 caractere.
și creăm cont. Pe e-mail trebuie să vină un mesaj. Unde apăsăm pe el? Acum, deci, pasul 2. Mie îmi trebuiește aceste lucruri. Pentru a demonstra ce apare la noi pentru video în limba rusă. Uneori nu merge din prima. Deci, ce facem la pasul următor? Deci, ce trebuie de introdus codul țării? Inițial, pe urmă, în continuare, număr mobil. Deci este o problemă cu telefonul mobil. Deci, nu-ți primește. Lăsăm telefonul mobil când voi rezolva, vom vedea. Ce putem face cu el?
Deci, nu pot trece mai departe. Patru șaisprezece, ce țară este aceasta? Nu îmi cade. Deci, în Canada este site-ul. Încercăm să intrăm. Tot la numărul mobil. Voi scrie la suport ce voi afla cum facem înregistrare dacă nu suntem din Canada. De ce este contact? Unde scrie mesaj și deci scriem nume, e-mail-ul, telefonul mobil, subiectul și mesajul. Deci, $200 totuși nu e un dolar. Merită de luptat până la urmă pentru ei. Cam atât ce am răspuns, numai bine.